Următoarea întrebare vine așa. Dacă nu mă înșeală cazul, pot să dedic că încă pe la mijlocul secolului XVIII, învățământul a început să se dezvolte într-un ritm mai mare. Ce păi? Aveți perfectă dreptate. Dar după cum am menționat, erau multe neajunsuri, multe evenimente nedorite care împiedicau, după cum am spus, la dezvoltarea acestui învățământ. Și străinii întotdeauna au căutat să ne falsifice istoria noastră. Aici nu pot să nu aduc ca argument cuvintele marelui nostru cărturar Bogdan Petriceicu Hajdeu, care spunea următoarele, referindu-se la respectarea adevărului istoric. Politica statului poate și chiar trebuie să se folosească de istorie la amplasarea instituțiilor statului pe teritoriul intern și raporturile lui cu străinătatea. De altfel, cam așa cum ne folosim de astronomie în marină sau cum ne folosim de geometrie în cadastru. Altfel se primește că parcă am cere să scoatem planeta Marte de pe orbită, iar în condiții casnice să schimbăm proprietățile unchiului. Eu personal, spunea el, dacă aș ști că românii sunt țigani, iar ungurii au descoperit America, mi-ar părea rău, rău de tot. Din punct de vedere personal, a simpatiilor sau antipatiilor mele. Dar nu m-aș sfie nici o secundă să spun purul adevăr. E atât la întrebarea asta, da?